Ce dezvăluire incredibilă a făcut Gabriela Cristia chiar recent în cadrul unei emisiuni. Fanii au rămas cu gura căscată. În acest context, Gabriela a spus ce a simțit acum patru ani, când a murit fostul ei soț, Marcel Toader. Se știe deja că cei doi divorțaseră cu scandal, iar vedeta TV a pierdut mulți bani din cauza fostului afacerist. Prezentatoarea TV a spus că deși mariajul cu Marcel Toader a lăsat o săracă și dezamăgită, nu își regretă trecutul. Dezvăluirea incredibilă a fost atunci când Gabriela Cristi a povestit cum s-a produs divorțul de Marcel Toader, dar a dezvăluit și că nu a simțit nimic când acesta s-a stins. Iar asta pentru că dezamăgirea din timpul căsniciei a fost atât de mare, încât a șters orice sentiment sau empatie față de el. Ei bine, vedeta TV a detaliat acum ceva timp că Marcel Toader o înșela. Dat fiind faptul că i-a lucrat de dimineață până seara, de luni până sâmbătă, Marcel scotea alte femei pe banii ei. Este incredibil, dar adevărat. Dar tot răul spre bine, acum se bucură de o viață frumoasă alături de Tavi și de două fetițe superbe.